Medințenii plătesc din ce în ce mai mult pe alimente. Mâncarea este tot mai scumpă de la o lună la alta, iar cele mai mari creșteri se înregistrează la alimentele pe care le consumăm zilnic. De la un an la altul, cumpărătorii au observat cum, cu aceiași bani, cumpără tot mai puțină mâncare. Salariile și pensiile sunt îngrijorător de mici, iar prețurile alimentelor și nu numai excesiv de mari. Ce părere aveți de prețurile la alimente din ultimul an? Foarte scumpe. La pensiile noastre, bai și amar. S-a scumpit mult de tot. Acum ai bani ei, nu ai bani lui. Numai în anul crizei sanitare, prețurile pentru mâncare au explodat. Contează, bineînțeles, ce produse alegem și de unde le luăm, însă majoritatea românilor își permit decât produsele de bază, nu mai rămân bani și pentru pofte. Cum sunt prețurile față de acum 5 ani? Cu ce mai se compară? Nu se compară. Nu se compară. Mult. Da. Dar salariile s-au mărit, astfel salariile au crescut. Ai văzut, Matale? Și pensiile au crescut. Ce spunea nea câți o sară vrei? V-am dat bani la pensii, v-am dat bani la salarii, v-am dat bani la copii. Trebuie să crească și ăsta. Asta e bătaie de joc. Deci bați joc de noi. Cumpără armament, cumpără toți dracii de care... Nouă ne trebuie. Ce ne trebuie nouă avioanele? Ce ne trebuie să avioanele astea învechite și toți dracii? Ce ne trebuie nouă astea? Păi vine rusul și îți dă ora în cap într-o noapte unde vezi. Și noi cumpărăm tot ce aruncă ea, cumpărăm noi și uite, noi murim de foame. Românii sunt cetățenii Uniunii Europene care cheltuie cea mai mare parte a veniturilor pe mâncare. De două ori mai mult decât media europeană, scumpirile la unele produse au șubrezit bugetul românilor. Aceștia se consideră printre cetățenii Uniunii Europene cu veniturile cele mai afectate de pandemie, conform unui studiu.